Sprijin de pământ, dimineața capul e greu, dar eu mai vreau să beau. Dau cu mâna pe supernă, oare unii ca buniu? Că de băutură s noaptea-n băut, n-am băut în viața mea. Eu cred că-s unicul bărbat care m-a născut de ziua mea. Care m-a născut de ziua mea. Care m-a născut de ziua mea. De fapt eu ziua mea eu fac în fiecare zi, dacă trebuie câteodată, chiar de două ori pe zi. Eu vorbă ziua, dacă închică ziua, nu eu fac de tot. Dar dacă ziua închică noaptea, noaptea iar mă îmbăci. Interesante gânduri mi-intră în cap atunci, numai când beau. Nici nu știu cum de cap în cap în cap, atâtea-n cap un eu. Oricând memoria îmi ajută, dar asta nu-i puțin. Și drept eu am memorie, numai nu țin minte unde o țin. Dar nu țin minte unde o țin. Dar nu țin minte unde o țin. Dacă doctorii m-or prinde, știu ce ni-or propuneam-o. Ori trăiesc puțin, da ghini, ori mai mult, da ghini nu. Eu de vorbă pentru mine, da, muneam ales i-am vrut. Să trăiesc mai mult, da ghini, și să beau cum am băut. Beau și eu ca moldovanu, patru ori pe an, i-am zis. La Crăciun, de hram, la Paște și în fiecare ță. Eu când beau întotdeauna, niciodată nu mă nervez. Mă nervez atunci numai când nu pot să mă nervez. Când nu pot să mă nervez. Când nu pot să mă nervez. Doamne, ce se întâmplă aici? Adis așa de multe feti. Oare în seara asta am să dovide să beau cu tăti? Cred că da, pentru că eu întotdeauna dovidesc. Înaintea lor de ei și după dânsăle să ies. Dar până când mai este când și încă nimeni nu plecată. Beau, fumez, mai nu știu și că nu mă trezesc. Dar mă îzbat și eu de asta nu înțeleg. Mai și tot beau așa gustos. De să duc și tăt în cap, de parcă-și bea cu capul în jos. De parcă-și bea cu capul în jos. De parcă-și bea cu capul în jos. Când dau din bar, sunt într-o afară și încep cu umbra să mă întrec. Eu înțeleg, încep să înțeleg că nică nu înțeleg. Dar principalul important că unde m-am pornit m-am dus. Și dacă am ajuns acasă, acasă înseamnă că am ajuns. Chiar des mă întrebe tata unde am fost, să-i spun și ce-am făcut. Am băut la bar cu ghiță, ei și dacă am băut. Și cu fetele am băut și unde am fost mă duc. Și mâine știi ce-am mai făcut cu fetele tată. Spectatori, suntem cu invitatul principal la Ligurașca, unde o sărbătorit. Câte ani? 17 ani. De la data noastră de noastră? 17 ani. Poftim? De la data de la data noastră 20. 20 a 3 a 2012. Hai că n-am mai fost ținile. 4 zile în plus. Stai că nu pot dacă mă lasă. Și ne aflăm aici, stai ca să se vadă și. Mă, ce doi golani. Unul care a dat mintea copilor și unul care a dat mintea bătrânilor. Ne întoarcem la invitatul inculpatul principal, deci suntem la 17 ani la nașterea noastră? Da, la nașterea. Și câteva zile ca să fie ce sâmbătă? Da, în ultimul timp am realizat că 20 martie pentru mine e ca un fel de
25 decembrie pentru toată lumea de România. Deci când aud lumea... Nu ești modest chiar pe naștea lui Iisus, poate fi comparat, da? Chiar am un prieten care a născut pe 25 decembrie și spune și sunt de fapt pe 25 decembrie, tot timpul vine cu întrebarea asta. Am născut. Ce? S-a născut Matei Baciu. Ok. Nu știu dacă lui o să-i convină că nu e cerut dreptul să apară chestia de pe post, dar oricum o să dea de cap, o să fac pe un milion de dolari când o să moștenești de la tatăl. Tatăl, da? Aveți milionul la bancă, da? Îl am, sigur. Dar nu-l are la inimă, că tu inimă ca lui era de să ieși și nu-ți faci bambu cu ea. Asta lasă, că știi, nu divagați de la asta. Încercați să fiți ușor colateral așa. Deci să revenim. Suntem în anturajul a câtorva persoane pe aici, putem să-i prezentați așa pe rând? Da. Cine acolo? Cocolino, Cotile? Cotile. Teddy Bear. Așa, Otilea cine fiind? Otilea fiind mătușa mea. Sora cui? Sora mamei mele. Mama mea asta ce nu vede? Mama mea nu știu. Nu, cât să filmăm, cât să o dăm în judecată, că la 17 ani n-a fost în stare să fie prezent. A simțit nevoia să fie cât mai departe. Deci... Aude, luăm bani mulți, că asta e viața. Să gândim la sănătate, poate emoția verica zilei mele de naștere. Domnul Claudia, asta e, ne pare rău că n-ai venit. O să fii la anul, la când o să vii. Aici următorul bagaban, cine? Robert George. Pitbull-i se spune? Pitbull. Air Force. The next one? George Bagabontul. Salut. Ăla micu, ei! Cine ești și ce cauți pe aici? Eu. Cine ești? Cum te cheamă? Sebastian Popreanu. Ce cauți aici? Este ziua lui Claudiu. Și te-o chemași pe tine? Da, dar cine? Dar meritai să te cheme? Da. Dai, dar ce merit ai avut de anul trecut față până acum? Eu nu te-aș fi chemat. Urma singură treabă. Cum ai zis? Urma singură treabă. Asta da, iată. Așa, mai venit un băiat. Prezentați-mă, vă rugăm. Matei, îmi place că ai pus mâna pe altul în pahar, deci ceea ce înseamnă că e competent, că tricoul scrie că face excelent, ex-element skateboard. Deci nu are probleme cu skateboardul, cu echilibrul, deci nu ar cam avea cum să ne zăvânească. Bentul ăsta, cea de față, tatăl. Care ești în ceruri și încească pe pământul. Sebi, cheamă și restul populației. Da. Și mai sunt Bibi cu Cosetel, care eu cred că Bibi fumează o țigară și Cosetel o ține din mână să n-aibă emoții la prima țigară fumată. Bibi cred că are un serial care... Hai ca să rămân, care credeți că e diferența la nivel mental, instinctual, sentimental vis-a-vis de anul trecut? Lasă că am dat eu. E foarte mare diferența. Deci la 16 ani erai nepregătit total, da? Da, eram nepregătit total. Și la 18 ani cum crezi? Acum sunt pregătit. La 18 ani deja micul nu o să mă saturi de viață. Da. Asta nu se poate niciodată, dar... Ce, încercăm. Te bagi la emo, la băieță, cu no, lama, în buzunar? O să încerc să-mi caut o entitate divină. Poate la 18 ani sunt sufet în anturajul, băieță. Iată o replică de la o mătușă, cum ai zis, că o cheamă pe mătușă? Otilia. A, Otilia, mătușă. Vedeți că cu ei, cu ochii dumneavoastră, rău. Lipsesc fetele. Dacă tot așa, la ai auzit, nu ai fete. Dar o să te schimbi toți în... În zâne? În zâne, da. Ca la Banca Transilvania vin rochiții de alea albii. Da, o să ne auzim părerea care ați emis-o mai devreme și nu puteți să o retrageți, că ar fi o ipocrizie din partea noastră. Cum ați zis? Fetele sunt pentru? Pentru altceva. Fetele sunt bune. Dar nu la ocazii. Genul la ocazii de astea numai bărbați. Fetele, femeile sunt bune la ocazii. Ai văzut? Uite și o nervit. Dar puteți să dați o definiție exactă, că noi căutăm de ani de zile. Vreți între o femeie și o fată? Vreți între o femeie și o fată? Afară din partea sexuală. Afară din partea sexuală. Când se transformă fata în femeie sau invers? Se poate și invers? Poate și invers? Poate și invers. E o fată mai bătrână, așa, nu știu, la o anumită vârstă, se poate invers. Mai... Se poate invers, părea mea, când femeia se dă fată. E foarte rar asta, cu toate că nu... Nu, e destul de des întâlnit fenomenul. Dar invers, fata ca să dea femeie, se întâmplă? Da, se întâmplă așa. Se pare mai, vor să pare mai bătrâni? Da, vor să pare mai bătrâni, dar nu sunt în situația așa. Ați avut parte de asemenea ocazii? Da, am avut parte de asemenea. Cam câte așa? Cam... Da, nu mai puțin. Mai mult decât tata, mai puțin? Aici, numai el poate decide.
Aici nu, nu, nu. Întrebare cu schepsis. Să vedem dacă răspunde cu întrebare. Zici mie cam, cam câte femei pe barac erau. Hai să zic, nu mai vorbesc prostii. Drag. Revenind acum să luăm următorul la intervievat, șeful. Tu cum stai cu dragoste? Cum nu prea bine? Te observ cu dragoste. Te-ai dedicat băuturi? Vedeți cum stai cu dragoste? Cum te stai cu ea? Da, cum te stai cu ea, dar bravo. Ok, să te că e mai dificil. O perioadă mai delicată, va fi o perioadă de tranziție scurtă, cât mai scurtă, aproape... Va veni prima vara. E acum prima vara cad, boboacele, merge treaba. De cursul la iarbă. Zi, șeful. Să răspund la aceeași întrebare? Exact. Băi, stau bine, am ieșit proaspăt din opâine, ca să zic așa. Într-o relație nereu. Na, mă rog. Mă rog. O relație fumată, hai să-i spunem. Da. Sau oarecum consumată, ușor neavenită, poftim. Da. Deocamdată. Ești în căutare, bravo, bravo. Sau mă rog, mă las căutare. Deci uitați-vă la el. N-o să iau bani mulți, n-o să iau bani mulți pentru că o să găsească o fată pe YouTube, dar o să dea acolo, pac, un click, o să pun un annotation în care e telefonul meu, pac, și femei de caut, buf, contra 100 de euro pentru fiecare întâlnire, pentru mine, pentru el, cât vreți voi să vă. Mă fac cocotă. George, tu, the same question for you. La fel ca așa am trecut singurel. Păi nu mai ți vedeam lui, reîmprospătează, dă-mi un refresh, mă. Deocamdată. Foarte rău. Poate. Dar până la 18 ani, când își permeam că au de 18 ani, nu faci 18 ani. Da, dar 18 ani promit că aduc cel puțin. Să fim 13 fieturi și un sfert. Cea de prima dată nu tai cu o fată dacă... Nu ne-ai vicinit. Mama e de acord. O să promit că eu aduc de peste mări și țări, dacă se poate, chiar din cea mai îndepărtată Germanie. Ia uite, hai te-ai văzut. Asta e cu scheze, te-ai prins? Păi da. Tot ce bine v-ați, tare, nebun. Păi da. Să ai ceva păsărică străină, nu? Nu. Nu m-am gândit la asta. No. Nici prin cap nu te-a trecut. Absolut. Mai rău, mai degrabă îți coboară și îți prăbușesc migurile. Bravo, Costel. Nu, e ok. Tu, Costele, ce să te mai întrebi? Ești cu minte, timid. Zi, ai ceva de spus în apărarea ta înainte de pronunțarea sentinței definitive de condamnare de silențiu stampă. Da. Asta e, nu e problema. Dar mama unde a fugit? La telenovela. Nu, aici poate duc sau fiecare ce se apte. Deci la anul ai promis fetii cât în capi. Fetii cât în capi. Băieți cât în capi. Cu dans, cu calumea. Da. Eu tot depinde de fondator. Deci dacă vrea pe Mario DJ ca să vă pun muzică pe gustul vostru de aici. Cine Mario? Băi, ăsta de la Craiova, care da. Prietenul meu. Pac vă face DJ-ul la muzică. Calumea. La 18 ani are nevoie de alte locali. Trebuie. Da, nu facem nimic în casă. Nu facem. Da, trebuie să închiriem un loc undeva. Dacă nu la botez în aer liber. Mine, o sală de sport ar fi perfect. La botez în aer liber. Închiriem barul cu botez. Nu, no, da. Barul, că barul e mic ceai. În grădina toată, n-avem corturi, n-avem acolo ceai. Faci ceva rustic. Dacă se poate casa vlogării, vaca fugind. Oricum, Claudia, ce ai auzit până acum, totul sunt pure închipuri în mintea ta, nu e adevărat ce ai auzit. Tata nu caut altceva străin. Stranger's bird. Zic ceva mai, de când am fost în țară, că am schimbat lingvistica țării. Așa. Și... vorbești cu Dan Cheșon și așa. Nu înțelegi nimic din tot ce spun noi aici, tot e codat. Nu mai vorbești, dacă se poate, așa un fel de cod morse. Da, da, da. Hai să ciocnești un par pentru ea. Unde-i parul meu? Hai, dă-i și tu cu parul. Da, dă-i și eu parul. Păi, mulți ani, mami! Mulți ani, mami, să trăiești. Să trăiască copilașul, drăgălașul. Să-l fericim pe toată lumea. Copii, mai ne luăm, nu s-a terminat interviurile. Suntem cu ochii pe voi. Da, cu partea a doua. Partea a doua, a treia, a patra, vedem. Da, șeful? Da, șeful e cel mai cuvânt. Da, Claudia, dragă cumnată, bag mâna în foc, o băut un sfert de pahar de whisky și un sfert de pahar de vin, uite, martor al lui Jehova, uite. Da, corect. Corect. Ce-o rămas de sigur doi? Că ai zis, ai grijă să nu gimbezi. În afară de alte două sticle de 2 litri, bravo. Da. Da. Revenim, copii. Repetă de nou. În legătură cu acest melodie, am o mintire cu dragul meu prieten Robert. Da. Eram pe Cernegura, pe piatorașul nostru. Da. Am plantat un curț,
am plantat un grătar și am plantat cam un litru doi de vin de om în stomac. După care am început să cântăm. Asta acum cât? 3-4 ani? Acum cam 2 ani, un an jumătate. S-a apucat să gândim. Am stat ce am stat în cort, am... Mama cu cel mai bun. Da, după care am început să ieșim. Să înțeleg că vi s-a ridicat cortul propriu după aia, nu? Da, cam așa ceva. După care am dat să ieșim din cort. Numai că... Cum să spun? Să clătâna pământul. Da, să clătâna pământul. Mai încă 5 cărări. Da, mai încă 5 cărări, încă 7, pământul s-a ondulat, deja credeam că sunt în Ibița. Așa. Și am văzut hamacul ăla și am zis cu Robert, ia. Și le-am ținut și atunci am început să cântăm Mărgineanu până am simțit că fac fumi la gură. Am zis foarte frumos. Robert, tu ai spus ceva completări la aceste precizări ale colegului, colegului Claudiu. Da, doar melodia asta. Da, a fost ok. Cam aceeași chestie, altceva n-am zis. Ok. Numai voi doi, eh? Mai erau încă doi indivizi. Da, hai, fetelor, aveți grijă, erau patru bărbați, fără nicio femeie, deci... Cu cortul pe munte. Foc. Ah. Cu foc, cu foc la inimă, mai mare, eh? Păi la doi nu mai recunosc acum, eh? Că-s din partea aia altă, și-au revenit. Voi încă ați rămas contanți în... Asta e viața, vezi, e greu să schimb deciziile pe care le-ai luat la un moment dat în viață, nu prea te mai crede lumea, știi? Te judecă tot timpul, aaa, tu ai ăla cu Rodel, cu cortul, cu ăla că ați stat să-ți cânta Mărgineanul ca nebunii, da? A, da, tot, aia, de-aia e culo. N-au cum să fii diferit spre atare, ce vrei? Când se schimbă omul într-un an, nu? Te judecă lumea, te judecă. Este șeful. Măcar șeful e cu paharul, tot mai cu... Povestea poveste, știi, dar fapta e total altfel, orice ar fi. Faptele sunt prescrise după 20 de ani, copii. Da. Ne vedeam pe la 35 ani, mai aveți timp. Asta e. Frumos, nu, asta glume. Deci aș lua, când aș vrea să merg, dacă că trebuie un elicopter să mă duc. Că altfel facem vreo 2 zile. Zic să mergem așa cam o săptămână, să oprim. Mă întoarce dragul, băiete, așa cum... Ai vine cu cortul. Merg singură, orice. Încet, așa, încet. Încet, merg în 3 ore, stai în sus. Făceam 2 ore, 45, 2 ore. Dacă n-ai încă la ori, de care e rău. Da. Acum fac 3 ore. Ajungem. Făceam 1 oră și 45. Anul trecut am nimerit pe cea nou cu o indigestie foarte puternică. Cu 3 ore dormit în noaptea aia și plus dimineața la nici homeopat și mi s-a făcut mai rău. Și am ajuns la... Cumva era o noapte cu un cort cu... Nu, nu era. Și am ajuns să dau... Să vărți esența pe toți cea glăbu, de-a lungul... La fiecare 1000 de metri, 100 de metri. Hai, mă, să-ți rog invitat, n-ați știați aceste mici aventuri neimportante din viața felului meu? Nici nu le iau în seamă. Fiecare... Fiecare cu păsărica lui. Așa, bravo. Cunoaște plantele și animalele din fauna cea felului. Hai, mă, așa, și ce-ați făcut până la urmă? A fost ok? La urmă mi-a revenit și am început să... Strong, soldaș? Bravo. După 2 hectare de mâncare. Cum? După 2 hectare de mâncare. Ha. După 2 hectare de ce? Deci am mâncare hectare de la tine. Ce stai cu dinaintea goală, cum spunea tata mea? Dă-i costi când știi. Nu băieți. Dar nu vor suc. Ei, care e cu vin? Ei, da, vor suc. Vinul e terminul cu sucul. Dar ce costi? Păi, dar e pică mai mai. Cum îți minul mai tare? El de bacu, bacu, ăsta și el e băgăbon. Tot îți spune. Ce zice mama mele? Alo! Mama, să știi că-s fericit pentru mine. Că am văzut așa cum sunt. Sunt atât de lacom, încât chiar îmi permit să mă bucur fără tine. Când o să vezi asta, o să realizezi că te-am sunat în această zi și poate chiar am vorbit cu tine. Dar, momentan... Momentan, în tact, sunt o stare de fapt. În tact, iau act. Sunt într-un contact. Ai treaba, ai invitat, bă, asta e viața. Iubirea de moșii, în schimb, nu se schimbă, băi, nene. Da, da. Vezi ca vorbă. Spun eu că știu ce înseamnă mama, tata. Păi, dar aia tău. Facem a doua pauză, dar revenim. Copii, băi, copii roșu, testamentul, uite așa, lasă-mă. Să-i o veție, beau, 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 de pomină să fie, beau, 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 o să-ți rămână, beau, beau, să-ți mor cu zic la mână.
Uite așa, aș vrea să mor cu paharul lângă mine, cu paharul lângă mine. De jale, urmă cale, lăudar. Voce tristă, e batistă. Vreau să chefuiască pentru vinoșii. Și uite așa, aș vrea să mor cu paharul lângă mine. Uite așa, aș vrea să mor într-o crâșmă din omor. Facem o? Să-i tragem o veție. Beau, beau, beau. Asta că văd trei ori. Hai acasă. Trei ori. Ia-o scostele. Ia-o scostele. Hai cu mine. Hai cu mine. Să trecem în aurul. Să dragă, iar noi vedeți și aici e doar 6, puțin 7 și 8, 9, fără semi 9. Și dialogul ăsta. Ei, nu știu, sigur. Auzi vocea, îmi dăiți după aia. Păi ești oameni. Toate le-am uitat, toate s-au dus de când noi doi ne-am cunoscut. Hai să lăsăm toate. Melodii dispreți incredibile. Ce vrea să fie? Teo în Haraben. Teo în Haraben. Nu mai este. Tito.
Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, Claudiu să trăiască! Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, cu toții să trăiască! Și altă dată, și altă dată, o să facem și mai și mai late. Și altă dată, și altă dată, o să facem și mai și mai late. Câte un pic, 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 câte un pic, 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 până nu mai rămânea nimic. Câte un strop, 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 câte un strop, 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 până nu mai rămânea. Bravo! La mulți ani, tatu! Trece, 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 tatu! Ai grijă de tine, de cei la inima ta dragi? Ei nu sunt cloși, ei sunt niște compostori, impostori, pardon. Noi suntem clowni de petrecere, da? Tata, mama, noi, important, soacra, soacra, bunica, bunicul, ipotetic, vorbim, surogat de bunic, asta e. Toată lumea râde când îți dansează. Ce ești așa de... Ia uite ce frumos tot scris acolo, la mulți ani, ai văzut? Hai, glum, ce nu-ți glum, ce... Așa, deci, nu, tata, dă-i pe braț, dă-i... Tu tata trebuie să dai și un ciocan mai înspre. Gata. Hai, tata, lăbea mănânc tot de acum. De noroc aici cu un băiat care a venit nou să-l vedem, îl cheamă Țipui Mihai. Zis Mihai. Lasă-mă, nu mă mai tot... Tata mai spune Țipui, de fapt. Mihai e așa, nume de... Ciurea. Mihai, ce putea cu filmatul? E normal. Deci cu invitatul principal. Am dat, din mars tot dau cu el. Da, am auzit că v-ați prostit totul ăla, că v-ați... Da, ne-am prostit. Absolut deloc. Vasele, tu nu ești invitat? Ba da! Auzi aici! Într-o cameră și într-o cameră. Ați lucrat, domnule? Voi vă lucrează firma asta sâmbătă? Așa am lucrat de tare. Îți convins că la nebuni. Da, nu le-am putut în ora. Da, bine, da, bine. A, fi bine, că vezi. O întrebare e, în afară că își arată pectorale unul la altul. Eu vă gândesc că băieții ăștia se duc, se culc unul cu altul în afară de ce. Da, lasă! Așa. Da, nu-i problemă. Asta-i gata. Asta-i gata. Băi, Liviu, în afară de pectorale, își arată și puțeți orare. Asta-i gata. Pusurile orare, pusile orare diferă. Domnule, spuneți așa. De acum un an mai țineți minte cum era copilul ăsta, golanul ăsta. Cum mi se pare acum? De fapt, de a, lasă, nu mă mai trumă de mine acum. Hai mă, spuneți cu părerea obiectivă, că noi am răspuns la întrebările astea, de aia zic. Facem de seară, după ora 10. Nu, 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 ce după ora 10? Ora 5, după ora 10, de ce? Facem de la cum se cheamă? Sex night show? E, nu, ai auzit, spui, nu vrea să dea o răspuns. Probabil că vă desconsideră, înseamnă că nu sunteți, n-ați crescut capacitiv cu nimic. Da, sunteți la fel ca de copil, așa vă consideră și asta e, vezi? Toți ceilalți au zis o părere pozitivă, el e singurul care a zis, bă, nu vrea. Nu, 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 ne exprimăm poziția, înseamnă că nu-l interesează. Da, dar odată ce am luat o vârstă, îți vă luați în gura copiilor. Asta bătrâni, copiii bătrâni, nu? Nu zici copiii, nu sunt în durata ta. Vezi ce frumos vezi, copilul bătrân. Multe prăstii. Asta este, ai învățat mult de la interlocutorul tău, interviatorul tău. Iarăși doi băieți care s-au oferit un pic. Băi, Gheorghe, ce faci acolo? Da, da, Gheorghe, da, crește. Roberto, Florin. Băi, Denis, rău, nu-mi faci. Lăsează în gare. Alo? Ce faci? Brev, vino aici la băieți. Băi, vino aici la băieți, nu știu nebunachii. Hai, treci tu, Roberto. Stai acolo, parcă ai fi leșinat. Care-i viața? Pentru că trebuie continuat interviu. Hai, Georgica, stai și tu acolo. E ultimul din seara asta, bănesc. Ultima parte. Să începem cu sărbătorii. Am început. S-a băut, s-a mâncat tort inclusiv. Am făcut așa un plasament pentru băuta ce urmează. Vreți ca toți plecăm de aici în patru labe. În patru labe. Se poate să plece și un bei. Ok. Și a doua zi ne ducem aminti, să regretăm tot ce am băut, dar totuși să ne bucurăm. Am înțeles. Să luăm la capăt. O dedicație frumoasă. Sunteți de acord cu opinia dumneavoastră? Da. Cum să nu fii de acord cu ultima parte, cu patru labi, merge? Tot. Două dimineața, două seara?
Ne ținem cu tot ce zici. Ne ținem, care e ultima opinie ta? Ne ținem de iarbă să nu cădem de pe pământ. Iarbă de aia de... Nu, de aia de iarbă, se trage până asta, fumează, da? Da, am auzit că mai obișnuiesc cu de-astea. Hăti, te și-o sună. Te-o prind să iei via, ia. Te-o la radarul, da, dragi? Stai drept, stai drept și salut. Zi, George, ultimul cuvânt. Sau generații tale. Generație în blugi, cum era cu Păunescu. Vă iubesc generație în blugi. Blugi sunt aceia, blugi sunt aceia. Toată lumea în blugi. Nu erau blugi pe atunci. Nu, ăsta e în training, bagabond ăsta. Postelul e în fușic. În sătul de muncă de când am venit la două... Tu ești sătul de muncă la 20 de ani, stima. Zi, George. Cât putem tineri să lucrăm așa acum? Asta e ok, foarte frumos și smart. Da, ceva pentru Claudiu, așa delicat și din inima ta să zici, bă... Sănătate și... Să avem bani, să avem ce mânca. Da, da, așa e. Sănătate cât mai multe surori negre. Ai auzit ce-ți dă? Până ai zis, George, bă. Ia te-mi prins cu bani român. Bă, ce mai consumat? Lasă-mi. Urez să găsească o femeie exact cum îi place lui și fidel. Dar eu nu știu cum îi place lui, eu știu cum îi place lui Robert până acum. Așa am stabilit. Ești deja fericit. Păi ce prea mai curos? Îi pui în calea fericirii lor? Stai să-l întreb pe om. Bă, de ce vorbiți? În locul lui nu se vorbește în locul om. Cum crezi tu că i-ar place lui? Tu din ce-l cunoști așa? Cum să fie? Brunetă? Blondă? Șatenă, castanii, perverse. Picioare lungi, subțiri, așa, brune. Cât de subțiri? Cât de subțiri? Cât mai frumoase, mai subțiri. Cam așa. Cam așa. Zi vrei? Da. Hai curat. Da. Așa. Cam așa. Cam ca lui Robert, da? Picioare, cred. Ok, nu, nu, glumim, acum, nu, vine, că nu-i frumos. Deci o fată suplă, înțelegem, da? Câți bani să aibă tatăl în cont? Dacă-l dus, că mă rămâi. Aici ai problema, e? Cât nu lucrezi eu toată viața. Ai auzit, domnul Grigoraș, bătrân? Da, știu, da. Ai auzit ce-o declarat picior tău aici în viață, în fața la tot? Cât să nu lucrezi el niciodată? Deci trebuie o fată cu bani mulți. Păi dar la valoarea lui e normal. Cei trei bani mulți. Dar dumneavoastră, de ce v-ați cooptat, copulat, cum se spune? Științific vorbim, nu? Cine nu știe râde. V-ați copulat cu femeie că nu avea bani mult. De ce? Din dragoste. A, și el n-are dreptul la dragoste? El avea prea mult oferit la... La acea vârstă și n-avea cui, știu? Și o femeie care e o femeie mai vârstă nu știa să primească tot ce poate oferi. Da, da, da. Ei, vezi? O răspuns da, da. Inteligent. Da. Pentru asta, tată, te fericit. Mai tot bani. O să vedem la anunț. O să vedem la anunț pe cine trăzdeie mai mulți bani, familia ei sau lui? Adică tu sau ăia alții. Eu mă gândeam că eu fierbă 20 de milioane acum, să fii gata. Din foame. Deci iubirea de moșii tatăi un zid. Băi, nene. You are in according with my opinion. Ha? Păi dă un tip pe ala. E greu, șef. Băi, e cel mai curajos dintre voi toți. Nu vă pișați pe voi. Cel mai curajos, păr mișto. O zis adevărat, frumos, tot ok. Bravo. Șeful, sunt singurul cu care dai noroc în seara asta. Restul... Trebuie să-mi ceară voie să dea noroc cu mine, nu voi da noroc cu ei, pentru că nu am fost sincer. Nu mai știu eu două săptămâni cu mâna așa. Nu, nu am fost sincer cu mine tot așa. O trebuie să-ți spui tu niște lucruri, s-au început și ei să mai, știi? Or, a, nu dai eu apreciez cu ce mai zic. Ai schimbat acum. Asta dacă vreți să mă întreb ceva interpersonal. Da, spuneți, domnul. De ce nu vindeți fier, domnul? Am avut noroc, dacă spunea ei, am avut pe mine, că am băgut baia cu la bătica. Te-a întrebat de ce ai lipsă de fier. Nu puteai să fii, bă, de orice. Îmi dispare din unitatea aceasta. Dacă ar fi să vândă fier la cât nevoie ar lumea din bani, ar ajunge anemic, spun sigur. Păi asta zic, vezi, tot din unde să dai fier din sângele? Asta să dea dreacu, parcă văd ca la nebune acolo, tu-i tu de zăi, mă rog. Asta e. Am recunoscut că am avut o mică. Bre, deoarece dumneavoastră sunteți în principalul vinovat de acest eveniment.
Noi vorbim cu dată mulți, mulți, foarte, foarte mulți ani. Mulți ani, nu știu, de fapt. Că zici, mă, mai mult de 100 ani ne ajung? Dar nu 99, dacă ah. Bun. O, eu să fii bun. Eu de 100 în mini decât 100 în alții. Corect. 100 de ani maxim, restul care nu-i poți trăi să trăiască el, deși împreună. Așa e. El. Noi, noi, dumneavoastră, da, el și așa, și așa, par, ai un țipar, dă-mi coacele, n-ați? Par, mă, lui tata, aia, tata, aia, dacă ai putea să-i dai din aia peste 100 lui tata, ei, da? Ești da, care e cea mai mare? Cât? Până murim amândoi din mână. N-ai cum. Ai, mă, n-ai cum, dar... N-ai cum, niciodată. Eu aș da, ferească Dumnezeu, orice bucată de mâine aș da pentru el. Și pentru Claudia, nu? Hai, ești pentru Claudia, e el, e pe da, hai să schimbăm subiectul ăsta, da. Vorbim altceva. Hai, fii frumos, ce e. Hai, da. Dă paharul cu așa, lasă-mi tot vorbim proșit. Doar e grijă, băurem de-o. Băureanu se descurcă singur. Cred că ești dacă bea apă. E ca porcul ăla, știi? Dai bani, se descurcă singur, nu-i mai. Asta-i. Deci, interpelarea aceasta devine... Devine, revine la final, șef, a long time of life, cum spune, cum se limba spune o ea, time after life sau cum e melodia, stai căutăm acum, hai pa! I had a few, then again, too few to mention, karaoke, I asked what to do, without exemption, on the byway, and more, much more than this, I did it by show your new what I can do, what can I put you, more than I could choose, știi ce înseamnă? Mai mult decât poți să închid, e da, mai mult decât poți să închid. Mișto melodia și vezi, ai erat, ai erat, am înghițit, am spirilau și am șes cu ecuat. Foarte de desubt. Ai direct! Lasă-mă, băi, de gari, creierul nostru nu pasă pentru cei mai bărbați pe care putem exercita. Viața voastră, în afară de voi, foarte. N-au nicio treabă. Te place Ina, Alexia, Dulcerin, Conex, Ier, Dulcer. Mie, da, asta cel mai mult mie, deci la inimă mă ungă. Sonia. Ai, mi-e spus. Dedic cu Sonia acum, repede. Cu bine. Stay on the byway, sideway. Look, mi-a dat lucrurile. Mai dorm. Eu dar spun eu că nu te mai da. Your way, Shepard. For what the world, what has he got? It's not himself. It has enough. Stay clear. To reveal. The world. Vagabondo! Știi ce rinchete melodia asta? Frank Sinatra! Highway se cheamă, tata! Știi minte melodia? La mine se termină să speram. Te pleci? Iată primul trădător, da. Această seară, îl felicităm dezertor, da? Dar voi mai stați măcar, nu? Ba, șeful, ai grijă de aia cu 18 ani, să nu iei de nevastă mâine, las-o până poimine. Nu
noi suntem flacustică, sărbătorim ziua lui Claudiu azi. Azi dimineața a mers toți oamenii, azi nu a mers la biserică, nu, era ziua lui Claudiu, a plinit 17 ani. Suntem la copică, da, da. Și a... Costică? Cât e macro? Ziceți un pic. Ziceți un pic. Dacă erați cu domnul Țipui azi, ați fi pus mâna la mâna să luați un crab de la bătrân? La 3 kg. Nu. La un pește mai bătrân ca ei. Capul așa de mare are un kilo. Capul la pește știu că e greu așa. Costel, tu ce făceai? Dacă erai în locul lor. Să costi capul. Roma și proate. Putea așa meditei. Fiecare după dimensiune, papă. Vreau să fac un lucru care nu se plăcut. Vreau să le fac un cap fără de la călcâni. S-o mor. Am înțeles. E bine. Atunci să vorbim cu posteritatea să nu vă mai recunoaștem de pot. Sunteți martori, da? A lui Jehova. Dacă își lași plătii, nu mai cunoaștem. Gata. Renegăm. Ai auzit, Costică? Dacă își lași plătii mai mari decât acum, nu mai îl cunoaștem de nepot. Cine este, Claudiu? Nu cunosc. Corect? Zic, corect. Nu-ți mai lasă plecă, spun eu. Domnul George, văd că ăsta asta aveți același gânduri de viitor. Uite la ei, astăzi îi promulșai cu părul. N-ar treabă, așa poate ați ales, dar nu. Dar nici nu stă bine cu plete, dacă vreți să ții. Am fost pletos. Ai fost, dar nu, nu, altul la mic mai are plete. Șeful meu aici e cel mai competent. A fost singurul ca cel mai bine. N-avem reproș. N-avem reproș. Foarte bine. Ce închide la față? Semi? Și tine era la rând. Dacă Claudiu îți lasă pletele mai cunoști de unchi, spui că nu mai cunoști. De văr, îl cunoști? Da! E singurul trădător din familie, să înțeleg? Sau și Mike, dacă o vedeți, ia. Dacă îți lasă pletele mai... Ca un gautilia, cam așa vreau. Da, la revedere, ești pa. Da, dar nu-ți mai lasă, spui eu, da. Vreau să fiu papă în momentul ăla. Bine, șeful, gata, Infinity, Infinity... Ia, ia, ai voie să zic orice. Oricine are voi? Nu. De ziua lui, da. Dacă zic oricine, stau să le adopți și sâmbătă de seara. Domnul tată, în calitate de tată, aveți ceva de spus în apărarea fiului? Dom'le, cum gândește, asta face. Nu, lasă asta. Eu degeaba îi spun, fă așa sau fă așa. Degeaba. Nu, asta spui la femeile care le iei tu, fă.
Așa, pă! Bun, le cu vorba, le ia cu... No, e neșem. El trage nici concluzii, nici concluzii el trebuie să trag, nu eu. Da, bă, nu glumește. Așa cum noi am spus tot atunci. Da, tu n-ați dat eu gura pe el. Da, eu s-a zis. Vara, mai poate și ca. Dar nu și-l mai lasă, Mari, pariez că nu și-l mai lasă. Vrea acum, dar... Nu, vrea. Nu stă bine. Nu stă bine. Stă bine, bă, tu știi, cu fetit, ca fetit e ca lumea. A, ca fetit, dar poți fetiță? Bă, Robert, gata. Cu Robert, tu ești ca lumea. La hai să schimbă tu. Asta nu știi. Ești domnul Dătălea, când domnul Dătălea, domnul Grigore, și ca să fim sinceri. Da. Ați mai crescut un copil la 17 ani? Asta nu știu. Dar cum? Al câtelea? Al patrulea? E al patrulea. Așa. Câte vă mai trebuie? Am eu toate. Eu zic încă doi. Da. Da? Dar îi iei nici pe la tomberon. Da, că era... Nepoțe? Avea. Îi nepoțe. Avea frangiul ăla. Șeful, nepoț, tată, nepoț. Nepoț, tată, și 14 de la el. Bă. Apoi ce treabă, hai? Da, apoi ce treabă, ce treabă. Sunt doar nepotul Andrei, nepoată, dar vrei eu să fac cât de pot vrei tu, ca să fie. Gârnă, fac, și cum e echipă de fotbal, american. Da, da, ai cu cine? Se fantazează și el un pic așa. Asta e. Auzi. Să-i faci așa. E ușor, e ușor a scrie versuri din Ion Severescu, că nimic nu i-a spune. Găsește întâi și femeile care îți facă ții copii. Odată în viață. Nu le găsești așa. O familie, dar le știi bine. Bine, nu? Dar cât mai repede așa, la 26 de ani. Dar n-am prins. O avut un accident de mașină. 7, 8, maxim. 5-6 luni. Să prădă și colanul, pic de zis. Zic rău, băi, șeful. Dar la cine eu îi recomandat? Hai, băi, hai, hai. Să bea paharul până la punt. Să bea paharul, bă. Mulți ani, mulți ani. Uite. Ajung eu, moment, dar sunt chitoare. Tot te vezi că l-ajuri pe Claudiu. Hai, du-te, nu iei. Nu te-ai prezit. Tot. Până la punct trebuie. Frate, de 12 ani am avut totul. Dacă, da. Și fiul vieți. Sex appeal. Bine, șef. Da, Liviu. Mulți ani, sănătate, bucurii, domn Liviu. Trăiți. Trăiți. Aveți grijă mult. Prietele, ce ești? De ce vezi cu așa? Nu pricep la de-astea multe, știi? Nu pricep. Nu pricep. Știi eu că nu pricep. Nu pricep nimic. Dar mi-a spui. Ce-a zis doamna, domnișoara? Domnișoara Oti, ce-a spus acolo? Să pricep numai ce vrei tu. Și-s reale lucruri sau bune, șoare? Hai să spunem din toate punctele de vedere. Poate fi din toate punctele noastre. Sunt și bune. De obicei sunt bune sau mai mult? 51 cu 49 merge? Tot de-a lui! Nu te da, normal! Hai să nu te băgă de cealaltă. Dar nu mă fac voi de mine! Eu atât am spus că tot pe-a ta au rămas, cum ai vrut-o. Sebi! Sebilino! Scoate de acolo, ceva de acolo. Păi, te primează lumea când o trece aici. Ne-am latat pe aici. Ne-a ținut așa aparatul și-l întrebă niște lucruri. Primează cameră. Vedem amândoi acolo în cap. Domnul Sebastian. Ai cum înțeleg aici? Vreau să te întreb așa, dacă știi ce am să ce-am să văd noi astăzi la ce? Ziua lui Claudiu. Dar ce dai din cap așa ca un căluț? De cum încerc? Câți ani am plecat? 17. Când s-a născut așa? De 12 martie 1925. Câți ani mai mare? Mai dar tu când ești născut? De 2 mai 2002. 7 ani, da? Deci cu câți ani ești tu mai mic decât tatăl? Mergeam cu unul cu totul. Cu câți ani? Deci mergeam cu tău. Cu 29. Dar tatăl ce ani ești tu? Mergeam pe 2-3 ori în continuu acolo. De acolo, anul ăla de acolo, dacă ai născut în 50... Dacă ai născut în 56, de câți ani mai mic?
51 de ani decât cine? 51 de ani născut. Câți ani mai mari decât tine? Dacă el în 51 știu, cum cât ești? 51 de ani. Da, bine, o cât de dar dai pace. Lasă, măi, burdule. Acasă faci iară. Așa, probabil. Devi, hai să facem că nu s-ar rătăuți. 52. Hai. Sau 51. Hai că nu s-ar rătăuți. Hai. Zic că nu s-ar rătăuți. Zic că nu s-ar rătăuți. Hai că sunt la iarba rog, să te vâși să iau cu joc. Hai că sunt la iarba rog, să te vâși să iau cu joc. Să iau cu joc. Hai că sunt la iarba rog, să te vâși să iau cu joc. Zic că nu s-a rădăuți. Cât are 10 ani? Lasă că să-ți dea să ții, că te-ți dea la toată lumea. Așa e o primit target. Dă-i și lui Bibi, dă-i și lui Bibi. Dă-i și lui Bibi. În cameră. Hai Bibi, gata. Dă-i și lui George un pic. Și lui Claudiu nu te screde. Ce-i Costel? Ce domnul ăla? Aștepte-mi un nepot de acolo. Ai scopare aici, mă! Ia uite cine a venit în acest sărbători care se tot preface, că pleacă. Ei da și lui Claudiu un cap? Bravo! Sebi Botezător! Dar nu, dar nu știi scopare aici, că vreau? Nu știi. Că să nu ești pus la intrare în oraș. Că am zis. Ce cinci, da, da. Dar și dracu, domnule? De șoferul nu știe. Câți ani are? 43. Hai, lasă, Bruja, la bază nu știe. Nu știu, nu poți să-i spui, băi, omule, când am mai intrat în oraș, opresc cu omul. Păi, știți, băi, omule, primi din blocuri, la polivalentă, spui, la primul bloc. Gata, Sebi, hai că mergem, tată. În 5 minute am plecat.